și ca tine altul nu-i, și ca tine altul nu-i. Ce mare ești și ce mari minuni faci tu, și ca tine altul nu-i, și ca tine. Doamne, mulțumim pentru această zi care în el vedem binecuvântarea Ta. Doamne, mulțumim pentru frații țăror care sunt în această loc. Doamne, mulțumim pentru prezența Ta și puterea Ta care în această loc. Doamne, binecuvântează pe noi toți. Amin. Și mai ales, Doamne, binecuvântează pe fratele meu care să intre în apa boteze. Amin. Să fie această apa binecuvântat pentru el. Amin. Și învie ca om nou, Doamne. Amin. Doamne Dumnezeu, ajută-mi el. Amin. Și să fii la el lumină, Doamne. Amin. Și dai la el putere și har să meargă cu tine, Doamne. Amin. Binecuvântează pe el și cu toate familia lui. Prin numele Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă mulțumim, vă rog să ocupați în locurile. O să-i dau cuvântul pentru că e ocazie unică. Deși a avut posibilitatea să umble în așa de multe țări, și la Națiunile Unite, și la FBI, și la CIA, acum e prima dată când vorbește din apa botezului. Și o să-l las pe fratele Cristi, dacă dorește să vă mai spune ceva din apa botezului, înainte de a-l cufunda. Doar un singur lucru aș vrea să vă spun, care am uitat și poate că n-a fost întâmplător faptul că am uitat. Pentru că trebuia, de fapt, să spun acum. Sunt acum exact 2 ani și jumătate de când am ascultat o profeție. Acum 2 ani și jumătate am venit pentru prima oară curte. Era anul 2012, luna octombrie. Și atunci când am venit aici, în 2012 octombrie, l-am întâlnit pentru prima dată pe tatăl meu. Eu am venit atunci în rugămintea de a deschide pentru mine o cale de comunicare cu frații în credință de peste tot în lume, frații români, care reprezintă partea diasporei românești. N-am să uit niciodată și nu odată am invocat așa, pentru că nu i-am înțeles atunci sensul de plin. M-a ascultat fratele Mariner cu toată înțelegerea, m-a lăsat să-mi spun discursul, după care mi-a spus: tu nu ești chemat pentru politică. Dumnezeu are altă lucrare pentru tine. Mărturisesc astăzi, acum, că n-am înțeles sensul de plin al acelor vorbe și a fost nevoie de un timp pentru ca acele vorbe să capete sens în înțelegerea mea. Pentru că prea prins, poate, în acea viteză nebunească a politicii,
am privit așa mai mult ca o chestiune metaforică. Expresia Dumnezeu are altă lucrare pentru tine. Încet, dar sigur, timpul a dat mult mai mult sens acestei afirmații, până când ea nu a mai fost doar un sens, ci a devenit un țel. O cale de a așterne în fața mea un trec să pășesc astăzi și împlinesc astfel această profeție de acum 2 ani și jumătate. Și bine că am avut această ocazie, ca în timp să înțeleg exact ce înseamnă această lucrare pe care Domnul o are pentru mine și mă angajez ca să duc la bun sfârșit această lucrare, așa cum fratele Peter a spus-o. Nu înțelegând în aceasta că lucrurile sau problemele s-au terminat, ci înțelegând un alt viață, o altă conduită care să se despartă de ceea ce venim pe drum încoace mai înmenit. Și cred că asta este traducerea corectă, cel puțin în accepțiunea mea, a cuvintelor spuse de fratele Marin la atunci. Nu ai cum! Nu ai cum! În această țară. Să faci politică activă și să fii, în numele Domnului, slujitor al dreptății și adevărului. Nu se poate. Aceste două chestiuni sunt atât de incompatibile și atât de divergente și de conflictuale una cu cealaltă, încât trebuie să alegi ori una, ori alta. Cine spune că poate face și una și alta, că se înșală. De aceea am ales astăzi aici să fac doar una și aceasta este prin binecuvântarea Domnului și cu sprijinul fraților mei, Marinel și Pitu. Și pentru fiecare din noi, Dumnezeu are plan unic. De când l-am întâlnit, când l-am întâlnit pe fratele Cristi și am spus, și am știut că va veni ziua în care El va coborî în apa botezului. Am să vă fac din apa botezului o mărturisire, că n-am făcut-o în public, doar în particular. Când Vadim Tudor era pe culmi, i-am spus la Vadim și i-am spus, frate Vadim, vrei să ajungi președinte? Nu vei ajunge președinte. Trebuie să te întorci la Dumnezeu, Îl cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-ți predai viața și să te botezi. Și știți ce mi-a spus Vadim? Mi-a spus, frate Ceuță, știu că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, dar înțeleg că nu ajungi președinte dacă nu ești ortodox. Minunea care s-a întâmplat în noiembrie, că e bună sau rea, nu discut din apa botezului, e că a venit un președinte care nu e ortodox. Și a spus lui Vadim, mi-a spus, frate Vadim, n-o să ajungi, pentru că Vadim avea chemare, tatăl lui a fost slujitorul lui Dumnezeu în biserica fraților creștini după Evanghelie și a făcut tatăl lui la baptiști. Pentru că n-a înțeles chemarea, a intrat în jos, s-a dus la vale și se va duce și nu se ridică. Pentru că cel care ridică este Dumnezeu. Politica ridică doar temporar. Dumnezeu este cel care ridică veșnic. Și Dumnezeu face lucrări. Știu că Dumnezeu are plan pentru fratele Cristi. Știu de ce l-a chemat Dumnezeu. Și modul cum Dumnezeu îl va face. Și El va fi în rugăciunile noastre și noi ne vom ruga pentru El. Pentru că ei au nevoie de rugăciunile noastre. Și ceea ce de aici din apa botezului, nu vă luați după mass media care
rusică, pentru că tot felul de mizerii se ne spună de unul și de altul, pentru că alimentarea în noi, în oameni. Dumnezeu ne cheamă să iubim pe oameni. Urâm păcatul, dar iubim păcătosul. Amin. Și noi ne rugăm pentru cei păcătoși, pentru mântuirea lor. Și sunt fericit că Dumnezeu... Mă întorceam de la Iași, veneam de la Iași, când am primit SMS-ul, când mi-a scris fratele Cristi, dacă putem să ne întâlnim. Și m-am dus și m-am întâlnit și am zis, grație. Primul cuvânt mi-a spus, am luat hotărârea să mă botez. Ca să vedeți minunea lui Dumnezeu. În această dimineață, i s-a ridicat interdicția de arest. Și a zis, primul drum pe care mă duc la biserică, ca să vină, să declare, pentru că veți vedea că acest video va circula în toată lumea. Și el este o mărturie pentru alții, că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. În lumea aceasta a venit Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Și noi credem în moartea și în învierea Lui. Frate Cristi, aș vrea să te întreb, înaintea lui Dumnezeu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred cu toată convingerea mea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Câtă vreme vrei să păstrezi acest legământ pe care îl închei astăzi? În toată această viață, pe pământ și după. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza credinței și a mărturisirii care ai făcut-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.